stimați telespectatori, să vă reamintim cele două formații. Începem, bineînțeles, cu Steaua, care este echipa gata. Se spune că Steaua este mai puternică, este redutabilă pe benzi, în timp ce Rapidul stăpânește mai bine zona centrală. Sigur, e o supoziție. Iată, în acest moment, uriașă ocazia lui Dică. Nicolae Dică a trimis cu capul și, spre colțul lung, dar mingea a trecut pe lângă. Buga peste poartă. Ogăraru, o minge care, și iată, vedem acum primul cartonaș, disputat prima manșă a semifinalei, asta în cazul în care Rapid obține calificare. Sincer să fiu, eram gelos până acum pe transmisiile din străinătate, dar iată ce minge periculoasă a trecut pe lângă poarta lui Carlos. A lovit, din păcate, dar cel care a greșit a fost el, iată pe Mircea Lucescu acum în imagine. Mircea Lucescu și-a amânat anunțul. Dacă se menține acest scor, Steaua este calificată. Concluzii după... Acum o lovitură liberă pentru Steaua, execută Dică. Cât de aproape a trecut Steaua, să vedem cât de periculos va fi. De data Bănel asta... Nicoliță și iată, la, la, la. Boian trimite pe lângă poartă. A fost o minge care... În tribună. O încercare de angajare a lui Andrei Cristea, care ajunge la acest balon, pătrunde în careu, dar în ultima clipă este... ...lui Răzvan Lucescu, ieșit iarăși de sub copertură. Ogăraru aruncă din nou de la margine, e ca un corner, minge ajunge în centrul careului, Dică se luptă acolo, un șut al lui Petre Mar... ...a evoluat pe banda stângă, probabil mijlocaș stânga, iar bănă lângă balon, trimite scurt, un șut acum pe lângă poartă. Nu, un șut Emil periculos. Dică este cel care... Stancu nu are culoare de șut, recentrează în careu, Carlos iese pe lângă minge și mare ratarea lui Emil. Deja aici pare că s-a tranșat meciul. Iată, revedem faza cu greșeala lui... Oportunități. Vasilache centrează în careu, Coman este acolo și rea cu capul. Observați portarul Rapidului, Coman, care nu... cu portarul Rapidului în careul advers, el a început... Mai repede această lovitură de colț. Nu se grăbesc însă steliștii, pentru că mai sunt numai 5 secunde, 4 acum, din prelungirile arătate de... Arbitrul de rezervă încearcă să blocheze mingea acolo, doi jucători steliși și să aștepte trecerea timpului. Deja îmbrășișat și final! Steaua se califică în semifinalele cupei UEFA! 0-0 aici, este o bucurie de nedescris în tabăra Stelei. Îl văd pe managerul general, pe Stoica, îmbrățișându-se la centrul terenului. Acum noi l-am văzut pe și pe Gigi Becali. Remarcabil, un parchei se află la centrul Încercăm terenului. Din nou cu Claudiu Giurgia. Mele, așteptai la o semifinală de Cupa UEFA? Vă reamintesc, sunt cam de 10 ori mai mulți pierzi, dar asta este... Dacă vom avea această posibilitate, vom merge. Să sperăm să ajungem și noi la performanța lor. E extraordinar asta, să aibă două echipe.